Salut, sunt Vlasov Creep Hunter și vreau să vă spun că am revenit. Îmi pare foarte rău că a trebuit să vă las așteptat atâta, dar n-am avut ce face. Bun, probabil vă întrebați de ce am făcut asta videoclipuri. Mulți dintre voi știți. Motivul este că calculatorul nu a mai putut rula Minecraft-ul la condițiile care le-am vrut eu, adică chiar deloc, n-am putut să meargă Minecraft deloc, fără să-mi dea crash calculatorul după câteva minute. Și n-am mai putut posta videoclipuri, în consecință. Așa că mi-am luat calculator nou, după cum puteți vedea, merge foarte bine. Acum am puține lag spike-uri până se generează lumea, dar ar trebui să înceteze. O să vă las caracteristicile de la calculator în descriere. La prețul care l-am luat, calculatorul este bunicel. Adică este bun, calitate-preț. Dar nu pot să spun că e grozav, am dat 29 de milioane pe el. 29 de milioane vechi, desigur. Merg majoritatea jocurilor la frame-uri multe. Lasă așa. Deci merge foarte bine. Și aceasta că va fi o serie scurtă în care vreau să explorez versiunea 1.7.4 sau în general 1.7, deoarece n-am explorat absolut deloc de când a apărut acest update. Deci chiar deloc, nu m-am interesat tare mult despre Minecraft în ultimul timp. Și vreau să fac o serie de câteva episoade, 5-10, în care să explorez și să discut anumite chestii legate de canal, cum ar fi ce voi face și ce am făcut în trecut. Cât timp am fost plecat și aceasta va fi ultima dată când voi pleca în o perioadă de îndelungată, după cum probabil că câțiva dintre voi știți. Deja am fost plecat de mai multe ori pe perioadă. What the fuck? Deci, unii dintre voi știți că am fost plecat de mai multe ori așa, o perioadă mai îndelungată de timp, gen 3 luni. Tot din probleme tehnice cu laptopuri, dar acum am un calculator nou și este destul de bun și e puțin gălăgios, dar n-ai ce face. Oricum microfonul a trebuit să anuleze sunetul de fundal, așa că tot sper să fie bine cu noul meu calculator. Am jucat ieri Assassin's Creed 4 câte o oră, am jucat Borderlands 2 iarăși la setări maxime și League of Legends, absolut tot merge. Ar trebui să meargă până acum, tot ce a apărut până acum ar trebui să meargă la grafice very high. Deci, cum am spus, o să las caracteristicile calculatorului meu în descriere. Vă rog să nu judecați, doar din cauza că m-am grăbit să-l iau, m-am fost disperat puțin. Dar am căutat pe bucăți și pe bucăți mai scump, așa că l-am luat întreg, de la Miria. Și pentru mine merită, sincer. Și un coleg îl are și o să că n-au avut nicio problemă și s-au jucat o tonă de jocuri cu mii de frame-uri pe secundă. Și sper să meargă și mie, la fel de bine. Am Windows 7 Ultimate, 64 bits, nu vreau să-mi bag 8-ul. Am auzit că sunt niște probleme. Dar fiecare cu preferințele lor, sincer. Acum sunt pe Peaceful, vreau să mă pun pe Peaceful puțin, mai cât să culegle. Și acum Time set 0. Open așa. Da, voi. Așa. În fine, nici nu pot să pun ziua normală, așa că fac ceea ce fac de obicei în Minecraft. Deci n-am mai jucat de foarte, foarte mult în Minecraft, deci o să fiu puțin o să fie puțin greu pentru mine din nou să încep. Acum, legat de celelalte serii pe care le-am, o să vreau să continui absolut tot ce am făcut până acum. Deci toate seriile care am avut până acum pe canal, vreau să le continui. Cam pe toate. Eu nu cred că vreau să omit ceva. Și Creep Hunter Place. O să fac cât mai multe episoade cu Creep Hunter Place. O să încerc să fac Assassin's Creed 4. Acum să văd cât de bine rulează. Dar ocupă extrem, extrem de mult spațiu. O să filmez în Assassin's Creed 4. Cu propsul. Deci, nu știu cum o să meargă asta. Am 1 TB, dacă mă întrebați, de memorie. Și alte jocuri genul ăsta, gen... Să văd cum o să meargă Need for Speed Rivals și opa, Far Cry 3, Borderlands 2, League of Legends, de toate. Cum am spus, asta e seria, o să fac un episod din fiecare și voi spuneți dacă vreți sau nu să continui. Aici e o peșteră, clar, 100%, din cauza că aud niște
Niște zombie. Știu că la unii nu vă spuneți că greșesc, dar vreau să fac la Bright din cauza că pentru doar pentru filmare, ca să se vadă mai bine. Și sper că vă bucurați că am revenit. Acum la început o să am puțină inactivitate pe canal din cauza că am pierdut unii membri activi, unii subscriber activi din cauza inactivității mele. Și pare foarte rău pentru asta, n-am vrut să... Inițial, în vară am vrut să fac o pauză de o săptămână, două. Și am spus că o să revin în septembrie. Dar până la urmă s-a ajuns ca în septembrie să nu meargă calculatorul. Și... Dar am mers să mă joc, dar nu să filmez în același timp. Așa că am zis că hai că nu e așa rău, că poate se rezolvă de la sine. Și când am ajuns la momentul în care am ajuns că nu pot nici să mă joc, am reinstalat Windows-ul, a mers foarte bine, a mers să filmez, dar nu mi-a mers microfonul în momentul acela. Și aia a fost undeva în octombrie. Și din nou, după ce am reușit să-mi rezolv microfonul, nu a mers din nou filmarea. Și aia a fost acum, aia a putut să mă joc nici măcar LOL pe laptop și... Am zis că trebuie neapărat să-mi iau calculator, nu mai rezist, n-am ce să fac toată ziua. Chiar dacă ies în oraș, asta nu poți să ies în oraș zilnic și de-astea. Mai ales acum cu vremea noastră din Baia Mare a fost ciudată. Deci n-am avut ce face decât să-mi iau calculator nou. Și aici sunt, cu calculator nou. Și o să încerc să postez cât mai des, dar în vacanță. Acum nu cred că o să mai postez, trebuie să învăț pentru o teză luni, pe luni. Și cam atât, da. Nu, pe marți, pe miercuri, doamne feri, la română și am mult de învățat, deci nu o să vedeți până ce începe vacanța, nu o să vedeți alte videoclipuri noi. Sau de joi începând. Joi, data de... habar n-am când. O schimba textura, văd că la bărci. Ah, interesant, mișto. O să am nevoie de mâncare curând. Și de adăpost. Ai. Bun. Nu știu că vreau să fac episodul ăsta, dar vreau să continui cu discuția. Deci cum am spus, o să încerc să fac orice ăsta, ori toate seriile care am avut în trecut. Trebuie numai să vorbesc cu cei care am făcut seria, cum ar fi Deadly, la seria de Atlantis. Și cum am bun. Ce am făcut vara asta, în timp ce nu m-am jucat Minecraft, am jucat League of Legends, desigur. Nu sunt expert în League of Legends, mă joc de plăcere, nici nu mă joc ca disperatul. Mă joc un match maxim 2 pe zi, sau când îți plictisesc de tot, mai joc și 4. Sau când vine un coleg la mine, mai jucăm și 10 chiar, dacă dorme peste noapte. Dar în principal mă joc ca League of Legends, n-am level 30, am 29 și puțin peste jumate. O să vă las numele meu de League of Legends în descriere pentru cei care vreți să jucați cu mine mai târziu, altă dată. Cum am spus, nu sunt profesionist, deci nu vă așteptați la multe de la mine. Nu vreau să intru în detalii cu League of Legends, deoarece nu toată lumea joacă și multă lumea nu o să înțeleagă termeni, dar când o să fac episodul de League of Legends, o să vorbesc în termeni. Mai în termeni ai jocului. Acum să fac necesarele ca să-mi fac o casă și apoi să-mi iau mâncare și chestii. Deci vreau să fac foarte, foarte scurtă seria asta. Din cauza că n-am chef, o să fie destul de plictisitoare la început, nu cred că o să aduc pe nimeni. Și vorbind de asta, seria Minecraft cu subscriberii va continua. Am încă harta, deci nimic nu s-a pierdut, din fericire. O să fac un backup curând. Deci n-am pierdut nicio hartă, deci am toate serverele care am avut înainte. Și acum chiar pot să țin server eu, din cauza că calculatorul e destul de bun, adică dacă poți să joci asta, s-a scris 4 la setări maxime, să nu poți să joci Minecraft, cu asta ar fi o jale. Dar merge, după cum vedeți. Merge. Du-te de aici. E puțin, e mai greu, deci colegul care a spus, care și-l-a luat, a spus că e silențios, nu înțeleg. De ce o zic că e silențios? Să-ți spun că nu e silențios tare mult. Așa, fac o casă acum. Să văd unde e soarele, acolo. Am timp. Așa. O să fie o casă urâtă cât de cât din cauza că vreți să amestec lemnul de oak cu cel de bărci. Leg spike. Am avut acolo un mic. Dacă acoperișul din bărci, de ce nu? De ce nu? Merge. Uh,
Vreau să spun din nou, vreau să-mi cer scuze pentru că n-am postat niciun videoclip. La un moment dat am spus că mă las, deci la un moment dat, la mulți dintre voi am spus că mă las, la unii am spus că o să revin. Când am spus asta că mă las, nu vreau serios, eram poate nervos din alte motive, că nu mergea calculatorul în principal, laptopul mai specific, dar cum ați văzut, am revenit, în sfârșit am revenit. Mi-a fost foarte dor de YouTube, uitam așa din când în când la videoclipurile mele. Și să vorbim puțin de Google, eu habar n-am cum primesc inbox-ul meu, adică e ciudat, e pur și simplu ciudat, deci Google Plus-ul e ciudat. Sincer, îmi place mai mult cum era înainte. Dar aici am depinde de fiecare persoană. Am văzut că au apărut și iarba groasă cu doi lungime. Și acum să aduc chestia aia în casă. Crafting table-ul și asta. Așa. Oh, să am probleme cu mâncarea. Categoric. Oh, uite, măr. Două mere! Nu mai pot să alerg. Așa. Sper că n-auziți calculatorul pe fundal, dacă nu îl mut puțin mai... acum e chiar lângă mine pe masă, dar dacă nu, cred că o să-l pot muta pe jos, pe covor. Pentru numai cât timp filmez. Desigur, pe mine nu mă deranjează așa de mult, dar... vreau să fac ușa, nu? Tot timpul e fain să încep Minecraft-ul din nou. Yeah. Și, uite, dacă încă mai vizionați videoclipul, vreau să faceți ceva pentru mine. Să scrieți în comentarii de cât timp sunteți abonați la mine. Adică, cât subscriberi aveam atunci când v-ați abonat. Să văd că, să văd dacă mai am subscriberi activ de mult. Sunt chiar foarte curios, deci vă rog să scrieți în comentarii 1. Sugestii de jocuri pentru Creep Hunter Place. Adică ce jocuri vreți să joc să, și probabil sau și, vai doamne, deci ce jocuri vreți să joc în seria mea de Creep Hunter Place. Da. Și cât subscriber ăsta când v-ați abonat la canalul meu și cam atât, da. Deci să scrieți asta în comentarii. De asemenea, la 5.000 de subscriberi vreau să fac un Q&A simplu, nu fără facecam, pur și simplu un Q&A, să puneți întrebări. Așa că... Bun, o să mă risc. Am câștigat, yay, o să mor, clar, o să mor. Deci dacă ești... Nu! Fac, nu, jumătate de viață. YOLO, nu. Nu și tu. Lag, leg spike. God fucking damn it. Unde e casa? Am făcut casa unde... Oh, vai doamne. Prea mulți monștri prin zonă. Acolo e casa. Bun. Mă duc să minez. Va fi o alegere înțeleaptă să mă duc să minez ca să pot obține niște iron, ca să pot lua niște wool. Oh, vai doamne. Îs doi. Nu spune că e chestia aia când dai într-un, nu se spunează altul. Am uitat complet de aia. Nu. Moriți o dată. Nu, fa. Vine și din spate, vine și din... Atât de mort. Fuck. Ai, doamne, am uitat cât de greu e Minecraft. Adică nu e greu, dar la început poate că e mai greu. Unde mă duc? Nu. Așa, acolo. Mersi. Flori noi. Azur bluet. Asta e cu accent francez, probabil. Nu știu, eu sunt varză la franceză. Am edat 10, dar sunt varză. Nu! Chiar, bun, știi ce fac? Stau aici. Bun,
O să închei episodul acum din cauza că deja devine plictisitor și o să fac off-camera niște chestii, să-mi revin pe picioare. După cum sunt înconjurat de monștri și sunt în noapte și n-am șanse de supraviețuire. Deci cum am spus, o să închei acum primul episod din această serie. Dacă va fi o serie, probabil că nu va fi o serie. Dacă voi găsi pe cei care, cu care am filmat repede, să-i contactez și să mă apuc direct de filmat, atunci nu o să continui seria asta. Dacă nu găsesc pe nimeni care să filmez, o să continui seria asta singur. Dar se pare că n-am avut atât de multe de vorbit, n-am avut atât de mult de spus, pe cum am crezut, legat de ceea ce s-a întâmplat cu absența mea. Și spun o dată, o doamne, o doamne, pitic, pitic, nu pitici. Și încă o dată îmi pare foarte rău pentru pauza mea extrem de lungă. Și cam s-a fost tot, ne vedem data viitoare, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment, toate cele, dacă v-a plăcut, dacă nu, puteți da liniște dislike, pentru că oricare este bun, ca să știu opinia voastră. Și nu uitați să scrieți în comentarii ceea ce v-am spus, legat de ce jocuri și de cât timp sunteți abonat la mine. Acum, bye, salut!